îți spun sincer, dacă ție nu-ți place de mine, dar încerci cu mine, nu știu, nu-ți place de mine, e normal să încerci cu fata aia altă, da? Dacă nu-ți place de aia altă, nu știu, adică așa, da, asta este dragostea. Și până găsești persoana potrivită, chiar spunea și mama și tata, na, vorbeam cu ei, pe bune, tu trebuie să te duci acolo la emisiune, să te faci, să te facă de tătrăsul sau nu știu ce, ca să-ți găsești. Zic, mă, tată, uite, vezi care e treaba, eu nu am crezut niciodată că chiar o să simt acolo. Chiar o să simt la el sau chiar o să fie ceva. Nu, n-am crezut în viața asta niciodată. Dar vreau să, nu știu, să fie... Exact așa, mai ales acum doar am zis, bă, vineară, că mi-e dor așa un pic de ambientul ăla de acolo, să văd ce mai e pe aici. Și acum mi-e drag de tine. Bă, bune. Drag. Chiar mi-e drag așa de tine, dar ne-am complicat prea mult, ne-am... Cum? Da, explică, cum te-ai complicat, că eu zic cum am complicat eu. Eu știu cum te-ai complicat și tu. Eu m-am complicat, băi, eu am cea mai proastă tactică când îmi place de o fată. Știi că e tactica care eu nu agrez, deloc. Da, am cea mai proastă tactică, adică, de la, să nu o bag în seamă, să nu-i dau atenție, ca și cum să nu pară că... Să nu pară că-s disperat după aia sau chestii de astea și stau cu altele, nu știu, râd cu altele. De fapt, mă gândesc tot la alta. Cam așa a fost în cazul tău. Păi bune. A, și ziceai, n-ai putea să trec peste, n-ai nu știu ce. M-ai făcut să mă simt bine. Nu mai zic, primele zile chiar mai... Te-a apucat să zici. Na. Și am zis, bă, și a fost penală, penibilă, penală, aiurea. Și m-am mâncat în... Sunt bă, frate, nu te poți da la femeia pe care a avut-o... Da, da, hai să mâncem. Misterios zici, da, păi... Lasă poveștile, oricum! Poliția a avut putință, nu știu, chiar nu știu pe aia... Ăsta mai are jocurile, ăsta joacă mereu. Mereu eu joacă el pe aici, nu vezi? Haide! Bine, că și la culiță a fost tot ce... O, nu, eu cred că așa, și lui culiță a plăcut un pic de bine. Chiar nu să-ți facă rău cu nimeni. Culiță chiar că a plăcut... Bine, nu vorbesc acum, chiar în situație. De când m-o fi văzut, de când nu așa? Mi-a fi plăcut, a avut o simpatie față de mine și probabil și orgolul ăla. Adică el are simpatia așa, îi plac. Da? Îi plac fetele care arată bine. Dar eu pot să jur că n-am. Îi plăceau, că acum nu mai. Nu, eu noi vorbim de trecut, nu vorbim de prezent. Da, așa. E o laudă, eu acum realizez că e o laudă. Bă, am fost cu aia, așa fac băți. What? Am mers la suc, stai un pic, dar știi scopul, cum a fost? De ce? Și băieții și când zic chestiile astea, știu și eu. Bine, că nu prea fac asta, când îți vine să zici așa, mult, mult așa, mai evoluat. Să exagerez, nu? Exagerez, da, exagerez mai tare, ca să par Mr. Bravo, da. A, e jador pe conexie. Și trebuie să ne uităm? Trebuie să ne uităm? Ha. Dă și mie mâncare. M-am lovit. Te-ai lovit? Hai grijă. Rica, vină cu asta, mâncăm și femeie. Ce este? Ți-ai dat în picior? Ce? Care baiul? Connection. Zi, ce vrei? Ce face el? Foarte bine. Uite pe aici, așa noi de povești. Spune. De dragoste? De ale noastre. Nu. Pre viață. Auzi el. Spune. Eu am greșit? Ai greșit. Cu ce? Cu mai multe, nu mai contează. Dăm câteva exemple. Poftim? Dăm câteva exemple. Nu are rost să dau niciun exemplu. Nu ai. Așa, nu am. Eu față de tine, așa, ca din punct de vedere al unei relații. Așa. Vorbesc în afară, că aici nu a fost nimic. Așa. Zi, în ce am greșit față de tine? Nimic, totul perfect. Bravo. Nu mai vreau să explic, ok. A ajuns, am înțeles totul. Sărmă. Ia zi. Nu mai este nimic de discutat. Și atunci de ce discuți despre mine? Vorbeam în general și despre tine că te-ai inclus. Nu cumva, vorbeai situația. Despre mine. Vorbeai despre mine. Nu vorbeai despre general, vorbeai despre mine. A, uite că am vorbit și despre tine. Ce să faci, viața? Na, îmi place să vorbească despre tine. Trebuie să vorbești și tine, na. Mai vorbesc eu, cum ai mai vorbit și tu, mai vorbesc. Băi, eu vorbesc cu drag despre tine, nu vorbesc. Cum ești, Ricardo? Urât. Mă bucur. Bine ți-a revenit? În fine, nu mă deranjează. Zim cu ce ți-am greșit eu ție. Nu, cu nimica. Dacă l-ai.
cu nimic. Sau nu-l ai? Sare, aia. Auzi. Și plictisitor. Exact. Ia zi. Nu mai are rău. Ai venit cu ceva mai nou. Las așa. Oricum, chiar nu mai interesați. Nu mai, nu știu, chiar le-am spus băieților, poate dacă care ar fi drept, dar... Să mă votez în gale, poate locul meu nu este aici și... De ce? Știi? Știi ce zic? Adică chiar nu mai vreau să intru, să reintru iar în subiecte, nu mai... Am înțeles tot ce trebuie și ok. Adică, la ce te referi? Doamne, ce... Alea de iată trecută. Ce ai înțeles? Te-au zis susținătorii că să stai cu mine? Mi-au zis susținători, mi-au zis și ei, mi-au dorit. Și ai zis Roxanei că chestia asta, că ți-au susținători și din cauza asta nu stai cu Iancu sau ce? Cum? Crezi nu, că n-am zis că din cauza asta nu stau cu Iancu. Cum să adică să zic că din cauza asta nu stau crezi cu Iancu? Crezi că o să te blameze lumea nu, pentru nu, că o să stai cu Iancu? Nu, 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 am zis că am postat că o poză. E, frate, nu, dai în altele bă, deja. Bă, iurea, nu. Nu-i ca și cum iar vrea să stea cu mine și eu sunt ăla care când vrea, gata, ia mă, stai cu mine. Cam așa e, vrei să te minți, Iancule? Hai mă, cu minte, că e greu, fratele. Bă, tu asta dai de înțeles eu acum, nu? Tu asta dai de înțeles eu acum, nu vreau să te jignesc sau ceva. Dar e problema frate, lui. Uite, ăla mi-a plăcut cel mai mult din toată casa, i-am spus și asta. Dar nu ca și cum eu să opționez dacă ea acum vrea, gata, mare. Să fie din partea la amândoi ceva. A, e, strategia ta nu-i bună, Iancule, cu ele. Hai să te învăț cum trebuie să faci cu ele. N-am, bă, n-am nevoie de sfaturi de la tine. Bă, dar nu e vorba că eu o cunosc, nu că sunt eu vreun expert în femei. Eu în domeniul ELA. Da, exact. Domeniul ELA, pot să zic câteva chestii despre ea. Nu, mai. Spune-mi că te-a trebuie să interacționez foarte mult cu ea. Adevărat. Ca să poată ea să... Da, bă, dar interacționez când cred eu că e momentul și când simt și când vreau și când nu vreau. Ce? Nu interacționez. Eu fac chestii în funcție de mine, nu în funcție de ea. Cum sunt eu, așa simt că nu pot să fiu fals. Dacă eu simt să interacționez, dacă înseamnă nu... Înseamnă că nu o placi destul de mult, Iancule. O plac, dar... Asta nu, e... destul de mult. Mm. Am și eu motivele mele în care femeie, interacționez uiți, mai mult. Cum ești tu, adică... Când vrei... place o femeie, da, uiți cum ești tu, Iancule. Trebuie să fii cum îi place ei, trebuie numai să... ca să o cucerești. Da, să nu, frate, da, eu da, sunt eu. Înseamnă că nu o placi destul, Iancule. Ba da, îmi place. Dacă îți place o persoană, nu trebuie să te schimbi pentru ea, frate. Trebuie să-i arăți cum ești, de fapt. Și dacă ea te place cum ești, de fapt, atunci... Nu-i arăți, că ea vede cum ești. În fine, faza e că... Adevărat. Nu trebuie să ai principii. A, domnule, nu știu ce. Că și eu am stat și am plâns după femei pe aici și nu era tocmai principial. Uite, mă, e fraier ăsta, plânge după fată. Că m-a mai făcut lumea și fraier. Dar așa a fost să fie. Bă, frate, tu când cunoști o femeie, nu trebuie să arăți că vai, ești cel mai tare, ești cel mai zâmbitor, ești cel mai știu cum. Trebuie să arăți întâi defectele tale. Și dacă ea te-a acceptat din prima cu defectele tale, ai femeia care, de care ai nevoie. Da? Ba da, așa e. Tu dacă arăți numai zâmbete, numai... Fiecare dintre noi suntem într-un fel. Fiecare cu cerește. Da, da, chiar răzma partea ta bună la început, în timp când o să-ți descopere partea, nu n-o să mai vrea să... Păi auzi, iau altcumva, Iancu, la prima întâlnire, în juri, de față cu fata, scuip? Nu, frate, te comporți bine. Păi atunci, da, iar ești de pe nu compara, nu fă comparații din astea. Păi atunci nu are dacă nu mă comparați din astea, tati, păi ca și cum... Și dacă îmi scapă în jurătură, aia, uite, așa sunt eu, mai scapă câteodată. Nu pot să fiu fals. Elo! Spune! Hotărăște-te și nu mai juca la două capete. Oh! Adică e pagina la băiatul ăsta. Odată și-o plecat! Jadoro, vrei înapoi pe ela? Pe poziție viitoare! Nu e cază, nu, nu. Între noi nu o să mai există nimic. Zi, bă, Jadoro, vrei înapoi pe ela? Nu, nu, nu. Nu există nimic. Ce zici, Iancule? Dacă tu îmi spui mie că vrei înapoi pe ela... Nu, nu. Nu vreau, frate, dacă voiam, puteam să o am de mult pe ela. Ca și cum el să retrage și tu poți să o ai. Eu dacă o voiam pe ela, puteam să o am de mult. Aoleu, Jador! Da, poate și asta e adevărat, nu știu. Îi făceam și 7 copii până acum, îi făceam 7 Jador. Jador, hai oprește-te și nu mai începe iarăși. Că uite, astăzi nu sunt pe punctul de a mă certa și nu am chef, înțelegi? Las! Ce? Să punem alta. Hello. Zi odată, am zis că nu am chef, nu mă simt eu chiar ok și te-aș ruga frumos. E normal să se ajucă la discuții de asta dacă e degenerat un subiect în care mi-ai inclus persoana. Păi am vorbit acolo, dacă n-ai fost atent la tot subiectul, îmi pare rău. Crede-mă că am fost foarte atent. Am fost, știi cât de atent am fost?
Mai mult decât atent. Am fost atent nu la cuvinte, inclusiv la gesturile tale, inclusiv la mimică, inclusiv la privire, inclusiv la degetul ăla care te doare. Ai înțeles? Bine, am înțeles. Lasă așa. Oricum, tu... E greu cu ceea. Toate femeile te vor și tu le refuzi, așa e. Toate femeile mă vor. Tu ești bărbălău de la bun. N-ai ce să faci. Ești un bărbălău de... pus în vitrină și acolo să... Elon, n-am zis toată chestia asta. Păi lasă, frate, nu te mai, nu mai fă din asta, că ți-am zis, nu am chef așa de ceartă. Așa mă vezi tu, Elon, dar nu... Nu am chef de ceartă, crede-mă că nu mă duc. Elo, azi nu sunt în starea necesară și te rog să... Elon, așa mă vezi tu, dar nu sunt respect. Așa. Nu sunt chiar așa. Nu sunt chiar așa. Așa mă vezi tu, bărbatul, fata, adică, dar nu sunt. Adică cu superior oricărui bărbat. Tu mă vezi de superior oricărui bărbat. Du-te și te rog. Ai încredere în mine, nu-ți face idei. Bine, ceau. Ciao. Păi vezi ce face, o zi. Da, vorbește să lasă așa, e bărbat adevărat. Nu, nu, e bărbătoc, sau cum ai zis? Bărbălău. Bărbălău. Dar de ce zici chestia asta, Ela, ca și cum nu aș fi bărbat? De ce ai spus? De ce ai fost? Hai, mă, du-te că degenerezi de la subiectul. Nu închideți conexiunea, că m-a mai interesat. Dar pupă tata la tine. Bine, buzele hai, alea, oh. Pa, 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 pa. Pupă tata buzele tale de țupărâici, om, oh. Cruela mea. Cruela. Băi, eu. Așteaptă și a băgat în seama, dar dacă tu îi dai numai miștouri... Normal că nu-i... Pe... N-am putut să bag în seama, Bogdane, tu știi de ce. Ia dă-i aia acasă. Băi, știi principiile mele? Băi, știu principiile tine, nu atunci... mai ridicai principii dacă ți-i place de așa cum e la mișto, gata. Măi, băiatule, n-ai nicio căpușă, ce ai că tu nu făceai așa? Ea mi-a zis că eu mă cred bărbatul fatal și am zis că poate îmi vin ziunea păi ei. Păi nu, dar știi ce ai spus înainte? Tu nu te-ai auzit ce ai spus înainte, pentru că tu nu, tu ții doar ce vrei tu, niște puncte, înțelegi? Păi da, voiam să... Păi păcat că ești... Lasă, frate, vorbește la... Voiam să redau, vorbește că la... tu în viziunea ta mă vezi așa, dar eu nu sunt. Vorbește, frate, te las să vorbești singur. Jator e modest. Dacă ești...